Tu te uiți la fotografii și te rog frumos să-mi alegi fotografia în care apare domnul Florin Toader, cel cu care tu ai avut această divergență, cel care te-a angajat. Aici, aici, aici. Mai arată-mi o dată, te rog frumos. Aici, aici și aici. Și acesta. El este patronul care te-a angajat. Da. Și aici este. Deschid o fotografie. Știi cine este? Da. Cum îl cheamă? Toader Florin. El este cel care te-a angajat? Da. Știi că este consilier în cadrul Consiliului Local Municipal Buzău? Nu. Acestea? Cu bonurile acestea? Dădeam la clienți și veneau clienți. Te-ai dus și ai spus că vrei să pleci, că nu poți să mai stai. Da. Cum a reacționat? Că dacă plec nu mai ne dă niciun ban, a ridicat palma la mine. Și am plecat. Dincolo de reacțiile violente pe care le avea în fața voastră, a îndrăznit vreodată să vă facă avansuri, să vă atingă? Da, punea mâna pe noi, se uita la sânii noștri și atât. Tu ai scăpat mai ușor, înțeleg că altor colege de ale tale le-a fost mai greu. Da, pe o fată a bătut-o, că a sunat-o să întâlnească cu el și fata n-a vrut și după a bătut-o. De față cu toată lumea din Drăgaică. Mi-a spus doar secretara că au fost destule cazuri similare și că nu au avut ce să-i facă. Nu, hai, încă o dată. S-a făcut o listă cu numerele la fete, mi-a cerut numărul de telefon, l-am dat, apoi m-a trimis la trasa cealaltă, care o deține, mi-a spus să aduc o folie din pachetat. M-am dus, m-a sunat, mi-a spus să mă dau mai într-o parte ca să nu ne audă lumea. L-am întrebat ce dorește, a spus că vrea să mă duc acasă, că eu trebuie să ajung în Mărăcine și am spus că da, dar am vorbit cu tatăl meu și vine el să mă ia. Și că de ce mă ia Adriana? Mi-a zis că am vorbit cu tata și vine el să mă ia, nu vreau să merg cu dumneavoastră. A spus că pe la vreo 7:30 terminăm aici, la 8:30 vin eu să te iau să ne întâlnim. Și a spus că nu vreau și am închis telefonul. Apoi se uita urât la mine pe terasă până să plecăm. Iar a doua zi am spus că eu nu mai vreau să lucrez în aceste condiții pentru că nu sunt nici o ușuratică, nici... Deci el își dorea altceva de la tine. Da, avea cu totul și cu totul alt... Da, da. Și... Am fost acolo, am vorbit de salariu, mi-a spus că o să mi-l dea la sfârșit. Am vrut să plec, mă pregăteam să plec și m-a chemat deoparte. A început să tragă de mine. Apoi, dacă nu am vrut să stau, a început să mă ia la bătaie. Adică să tragă de tine în ce sens? Adică să întrețină... Că te pipăie, sau? Da, da. Și te-a pipăie de față cu... Nu, m-a tras deoparte, apoi am fost la cealaltă terasă și a început să-mi reproșeze că când m-am dat eu la tine, când ți-am cerut eu ție lucruri și i-am spus că de ce nu mai recunoaște și apoi m-am luat la bătaie. M-a dat cu palma peste gură, m-a tras de păr, m-a împins, mi-a dat cu pumnul în spate, apoi iar m-a împins până au intervenit un echipaj de poliție și am fost să dau... De care o plângere, să facă plângere. A anunțat cineva poliția sau a văzut? Nu, era o întrecere. Era o prin Drăgaică pe acolo. Deci poliția a văzut ce s-a întâmplat. Da. Mi-a spus că dacă vreau să merg la secție, să depun o plângere pentru... Și a spus că da, l-am sunat pe tatăl meu și a fost. Ce, ai depus plângere? Da. Pentru că m-a bătut. Da. Ce ți-a mai promis? Că o să mă dezvolt ca individ, că eu am nevoie de cineva care să mă susțină, mai ales la posta asta, că o să am de câștigat. Mi-a spus că dacă pot să țin un secret. Secretul care are? Să am o relație cu el. Deci asta își dorea. Da. Ți-a explicat că dânsul e politician? Nu. Nu, mi-a spus doar că are 29 de ani și atât. Secretarea domnului mi-a spus că au fost destule cazuri similare și că nu au ce să facă și că să o lăsăm așa, să o încheiem pe calea mea.
Adică tu ai aflat că au fost și alte fete în situația ta. Da. Și... da, și mi-a spus că o să o las așa, să o încheiem așa, să o rezolvăm și să vin să-mi iau banii pe ce am lucrat și cam atât. Contact cu alte persoane pe care le cunosc, dar nu știu ce intenție are și unde vrea să ajungă. Poate această discuție a pornit în momentul în care respectivele domnișoare au părăsit locul de muncă, inopinat, solicitând pe loc plata remunerației cuvenite pentru perioada muncită până atunci. Le-am explicat că există un contract de muncă încheiat legal, există stabilită prin contract o perioadă, o dată la care se va plăti salariul după ce se va întocmi ștatul de plată. Ștat de plată ce trebuie să-l și semneze ca să pot dovedi ulterior că ele au fost remunerate corect și legal. Ele de ce vă acuză acum? În momentul acesta, din ce am citit în presă, mă acuză de faptul că nu doresc să le plătesc drepturile salariale cuvenite și de anumite gesturi necuvenite. Ulterior am aflat că ele au fost dirijate în sensul acesta, spunându-li se că este singura modalitate prin care m-ar putea determina să le plătesc drepturile salariale, dacă vin și cu asemenea acuze mult mai grave. Să înțeleg că v-au acuzat și de avansuri sexuale. Din ce am citit în presă, da. Una dintre aceste foste angajate m-a acuzat că a și bătut-o. Nu este adevărat. Am invitat-o să părăsească terasa. Discuția s-a purtat chiar aici pe terasa unde ne aflăm acum. Am fost înconjurat de tot personalul aflat pe terasă. Ei vor fi martori oricând în cadrul oricărei cercetări penale ce va avea loc, dacă va avea loc. Deci fără nicio problemă, nu am niciun dubiu că adevărul va ieși la iveală și se va cunoaște faptul că nu am lovit pe nimeni și nu i-am adresat nici măcar cuvinte obscene. Eu cred și am încredere în faptul că oamenii pot discerne și vor analiza întregul ansamblu de informații prezentat în presă, vor analiza cu atenție și comentariile făcute de diversi cititori de tele sau telespectatori, întrucât am văzut că a fost prezentat și pe un post local de televiziune și vor vedea că de obicei toate comentariile pozitive la adresa mea dispar sau sunt șterse sau trunchiate și rămân în picioare și vizibile doar acele comentarii care sunt negative la adresa mea. Din acest ansamblu eu sunt convins că oamenii vor putea să înțeleagă singuri despre ce este vorba. Până să fiu consilier local, persoană publică implicit, vreau să vă spun că am desfășurat de încă 8 ori această activitate în Târgul Drăgaica, organizându-mă de aceeași manieră. Nu am avut niciodată astfel de probleme cu nimeni. Ce interes ar fi avut aceste foste angajate să vă acuze de agresiune sexuală? Așa cum am spus și mai devreme, din informațiile mele, și nu aș vrea să complic situația și să dau alte nume pentru că nu consider că are rost să irosesc resursele pe o astfel de luptă, ele au fost dirijate de anumite persoane din apropierea mea, persoane care nu-mi sunt prieteni, să meargă la ITM, să meargă la campus, spunându-li se faptul că doar în acest fel vor putea să-și recupereze sumele de bani pe care eu le datorez. Doar dacă mă vor acuza de anumite fapte care vor atrage în mod cert o propriu public sau dacă vor merge la ITM cu reclamații în sensul acesta. Well, don't you come on here?
perioadă. A stat când eram noi mici, a stat în micro 3, în bloc cu mine la cealaltă. Poate dă carne, vă imaginați. Ne aștepta la campus, la... 4 zile, voit, vână, o mănânci pe asta, fă, dacă-ți convine. Sau mai mult decât atât, fetița asta la alta a scăpat taba, s-a dus să-l servească. Și s-a mărit, nu i-a mai dat să mănânce ziua aia 18 ore. Fetița asta e care? Nu-ți mai dau nimic. 18 ore a ținut-o mânca nițe la gură. Nu, nu, nu se poate. Sau un suc, sau o apă, că e căldură și nouă ne dă la serviciu. Ce a zis fata aseară? Dacă vă prind că luați o sticlă de apă sau de suc, vine măta și tactul și vă ia în sicriu de aici. Vă așa omor. Așa e. Vă omor. Dacă lua o sticlă de suc și o prea din salariul de-l drecu să-l ia. Bă, cât îmi dai? Cinci? Cum? Deci s-a angajat pe data de 5 cu salariul cu astea nu se știe. Și în toate aceste zile, un program de 18 ore pe zi nu a mai făcut față. Au fost tratate ca niște animale. Deci nu avea voie să mănânce nimic, nu avea voie să bea nimic. Erau ținute în soare ca să cheme clienteala din Drăgaică, să servească micii la domnul zis patron, cel mai tare patron din Buzău. Și la un moment dat, după 12 zile de coșmar, am hotărât să o luăm. Ce să vă mai zic? Deci avea rația de 10 lei pe zi și, bineînțeles, îi rămânea marfă nevândută. De 4 zile le-a dat carne stricată să o mănânce pe aia din frigider. Bănuiesc că și la clienți le dădea aceeași marfă, alterată, stricată, pe el... necontrolându-l nimeni de la DSP, de la toate cele. Și într-un final mi-am luat copilul și i s-a spus că nu-i va da niciun ban. Deci după 12 zile de muncă silnică, sclavie. A luat-o de umăr, a aruncat-o peste o masă și a zis că dacă asta... consideră ea să prostii de-astea, cuvinte obscene care i s-a adresat și nu numai ei, la tot personalul. Poliția a fost sesizată de către o minoră în vârstă de 17 ani, cauza a fost întocmit dosar penal și se fac cercetări pentru stabilirea tuturor aspectelor în cauză.